Incendiul a declanșat explozii în serie ale obuzelor de artilerie din depozit, care se găsește la vreo 20 de kilometri de centrul administrativ al regiunii Vinița, oraș cu 370.000 de locuitori. Autoritățile localității Calânivca, unde se află depozitul, au dispus imediat evacuarea locuitorilor, inclusiv a celor din satele învecinate. Spațiul aerian a fost închis pe o rază de 50 de kilometri în jurul incendiului. A scris la rândul său pe Facebook viceministrul ucrainean al infrastructurii Iulii Lavreniuc. Potrivit presei ucrainene, depozitul este unul dintre cele mai mari din țară. Autoritățile de la Kiev au demarat o anchetă, fiind luată în calcul și ipoteza ca incendiul să fi fost provocat intenționat. Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o avertizare în care recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite deplasările în regiunea Vinița din Ucraina. În martie, un uriaș incendiu la un depozit de arme și muniție din Balaclia, în regiunea Harkov, din apropiere de estul rebel al Ucrainei, a declanșat de asemenea explozii în serie timp de mai multe zile, făcând un mort.